La finalul lunii februarie 2024 stocul de cărbune era de 17160 de tone, față de 12998 de tone în perioada similară a anului trecut. Aprovizionarea cu combustibilul necesar producerii de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum se derulează constant, consumul fiind ceva mai scăzut față de lunile anterioare, în condițiile reducerii parametrilor de furnizare corelați cu temperaturile exterioare semnificative mai ridicate în cursul lunii februarie față de luna ianuarie. Precizăm că urmărim în permanență evoluția vremii și ajustăm parametrii de furnizare în funcție de temperaturile exterioare zilnice, transmit reprezentanții Colterm. Referitor la producția efectivă de energie termică, cele două mari centrale termice, CET Sud și CET Centru, funcționează în parametrii optimi, cu mențiunea că sporadic se mai efectuează reparații de mici dimensiuni, necesare în vederea continuității și menținerii parametrilor tehnologici de funcționare a instalațiilor. În perspectivă, atât porțiunile de rețea din perimetrul menționat, cât și din alte zone din oraș, urmează să fie înlocuite, fiind cuprinse într-un proiect de retehnologizare a rețelelor termoficare primare pe fonduri europene, gestionat de municipiul Timișoara, etapa a treia reabilitare a 30 de kilometri de rețea de termoficare.